să fie în numele Domnului. Scumpii mei, am ascultat cu multă atenție mesajul fratelui Raul din dimineața aceasta și în urma tuturor lucrurilor care au fost puse, am tras concluzia că unul dintre rolurile de o deosebită importanță, un lucru pe care îl sărbătorim la masa Domnului, este reafirmarea statutului nostru de copii ai lui Dumnezeu. Zilnic ar trebui să ne aducem aminte de lucrul acesta. Zilnic Duhul lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru să reafirme statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu și noi, prin comportamentul nostru, să reafirmăm statutul de copii ai lui Dumnezeu la masa Domnului, parte din familia lui Dumnezeu. Proclamăm și ne aducem aminte de fiecare dată cine suntem noi, identitatea noastră prin Domnul Iisus Hristos. Gândindu-ne la durerea, întristarea de moarte, spaima, fiorul pe care l-a simțit Mântuitorul în Ghețimani. Zilele trecute am primit de la cineva câteva secvențe video într-un spital. N-am putut să determin foarte bine vârsta acestei fetițe. Trebuie că avea, mă gândesc, cel puțin 3 ani, dar nici de cum 5, însă datorită bolii, părea doar ca o pisicuță, un pic de ființă. În ultimele ore de viață, datorită unei boli nemiloase, abia respira, trăgea să moară. Dar era conștientă fetița, într-o parte stătea mămica, într-o parte tăticul, a plecat peste patul ei, o țineau de mânuțe. Răvășită de durere. Și știa că va pleca, pentru că, printre altele, reușea să le spună la părinți că ea se duce în cer. Însă am văzut cu câtă disperare captura privirea părinților. Se uita când într-o parte, respira greu, pe urmă se uita la mama, pe urmă se uita iar la tata și le spunea la nesfârșit: te iubesc, mamă, te iubesc, tată. Disperarea părinților nu putea fi calmată de durerea sfâșietoare de a nu arăta în fața acestei fetițe cât sunt de distruși și cât sunt de dărâmați. Încercau să zâmbească și să-i răspundă cu aceleași cuvinte. Stând pe scaun, mi-am dat seama de asemănarea între ceea ce se întâmplă cu Domnul Iisus Hristos în Ghețimani, agonia Mântuitorului, ceasuri înainte de a suferi, când simte nevoia să se îndrepte către singura ființă care îi poate aduce confort și mângâiere, își îndreaptă privirile spre Tatăl și toată agonia o revarsă în aceste cuvinte de reasigurare că îl ține pe Tatăl de mână și că este ținut de mâna Tatălui atunci când spune: Tată! Fiecare dintre noi, în momentele grele ale vieții, apelăm la ființa cea mai scumpă despre care știm
că va fi acolo împreună cu noi și pentru noi. Când eram în România, din familia extinsă, o femeie care s-a sacrificat pentru copii, cum rar am văzut. Fiecare bucățică de energie din ființa ei a dedicat-o celor trei fete pe care le avea. Și la un moment dat s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă, a stat în spital. În ziua în care a murit, era singură în spital. Fetele ei erau în vacanță la Snagov, un lac aproape de București, împreună cu familiile lor la distracție. Pentru că mama a ținut foarte mult la această femeie, s-a dus la spital. Și când a ajuns la spital, deja murise. Și o colegă de salon a povestit ultimele minute din viața ei. S-a plâns de un singur lucru. Nu era mântuită. I s-a predicat de multe ori Evanghelia. Așa că nu l-a avut pe Dumnezeu în ultimele ore de viață. Dar lucru de care s-a plâns încoace încolo, în România erau mai mulți în salon, a spus, sunt singură, mor singură. Și o colegă de salon s-a dus și a luat capul în brațe și a stat lângă ea în acele momente de agonie ca să nu moară singură. Și mi-aduc aminte până în ziua de astăzi de discuția pe care am avut-o atunci în familie. Cea mai mare tragedie este în momentele grele ale vieții. În cele mai grele momente ale vieții să rămâi singur. E Domnul Iisus Hristos, pentru că era noaptea vinderii, înainte de ziua torturii și a răstignirii, i-a chemat pe ucenici să vină cu el. A luat trei mai apropiați și le-a spus să se roage împreună cu el. Și pe urmă s-a dus mai la o parte să-l prindă de mână pe tatăl. Textele din Marcu, Matei și Luca. Marcu, textul care a fost citit, și apoi Matei și Luca povestesc aproximativ același lucru. În Ioan, foarte interesant, este descrisă rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ioan 17. După rugăciunea Domnului Iisus Hristos, merg către vânzător să-l întâlnească pe vânzătorul. Ioan este mai concentrat decât asupra agoniei din Ghețimani la rugăciunea, cuvintele de rămas bun și rugăciunea Domnului înainte ca el să meargă la cruce și ei să se risipească, să-l abandoneze, Iuda să-l vândă, Petru să se lepede de el. Și aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta, apropiindu-ne de masa Domnului, cele trei agonii
din Ghețimani, pe care le experimentează Domnul Iisus Hristos înainte să-și dea viața pentru noi. În primul rând, este agonia anticipării. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, El s-a născut un prunc. A fost îngrijit ca oricare dintre noi, a crescut ca oricare dintre noi. A crescut și din punct de vedere emoțional, intelectual, ca oricare dintre noi. Știm că la vârsta de 12 ani este conștient de adevărata lui paternitate, că tatăl lui este Dumnezeu. La 12 ani are cunoștință deplină și conștiență deplină cu privire la adevărata lui paternitate. Este Fiul lui Dumnezeu. Dar rămâne supus părinților, ascultător, până la vârsta de 30 de ani, când merge să fie botezat de Ioan la Iordan și își începe misiunea. Este foarte clar că Domnul Iisus Hristos, fiind preexistent, a știut de ce vine în lume. Vă aduc aminte, dacă ne uităm în Ioan, în capitolul 13, versetul 1, înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Versetul 3, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Niciunul dintre noi nu suntem conștienți de scopul vieții noastre, decât pe parcurs, încercând să-L aflăm, să-L descoperim, să ni-L descopere Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea sfătuim întotdeauna pe cei care se pocăiesc, pe cei care se întorc la Dumnezeu, sau pe copiii noștri pe măsură ce cresc, să-și găsească menirea. Dumnezeu are un plan pentru viața lor. Domnul Iisus Hristos nu a aflat pe parcurs, a știut dinainte care este planul lui Dumnezeu și pentru ce vine în lumea aceasta. Însă, vezi, n-a fost trimis la cruce direct pe lemn din cer să fie întins pe cruce, răstignit și pe urmă să plece înapoi. A trebuit să trăiască o viață normală de om ca oricare dintre noi. Până la vârsta de 30 de ani, puțin a ieșit în evidență divinitatea sa, scopul venirii sale în lume. Vă aduc aminte că mama lui, Maria, strângea toate cuvintele în inima ei. V-ați întrebat vreodată pentru ce pe parcurs a pierdut sau poate că a înnăbușit toate semnele și lucrurile pe care le-a văzut și le-a auzit la naștere, la vârsta de 12 ani în templu? Foarte mulți oameni au fantezii cu privire la copilăria și adolescența Domnului Iisus Hristos. Spun că făcea vrăbii din pământ și le făcea să zboare, le dădea viață. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos a trăit în casa părinților săi, pământești, o viață normală de copil. Că a fost desăvârșit, că a fost cel mai cuminte copil care s-a născut vreodată în lumea asta, n-avem niciun dubiu. Dar să n-aveți impresia că a făcut toată ziua bună ziua minuni. Că s-au uitat la lemne și s-au lipit și s-au bătut în cuie unele pe altele în atelierul lui Iosif. Nu. A trăit viața încetul cu încetul, pendelete. Iată de ce la un moment dat Maria spune, te caută, te-am căutat.
Și spune, pentru ce m-ați căutat? N-ați știut că trebuie să fiu în casa ta? N-ai auzit ce au spus păstorii, n-ai auzit ce au spus magii. Nu vă mai aduceți aminte de revelațiile pe care le-ați avut. Iosif să rămână cu Maria, Iosif să meargă în Egipt, Iosif să se întoarcă din Egipt. Nu i-ați văzut pe învățătorii de la templu șocați, uimiți, perpleci în fața înțelepciunii? Nu, pentru că zi de zi Domnul Iisus Hristos a trăit o viață normală. Iată de ce frații lui, oamenii din Nazaret, nu l-au primit, nici n-a putut să facă minuni acolo când s-a dus în timpul activității lui misionare, datorită necredinței lor. Păi nu ăsta e fiul tâmplarului, nu l-a crescut în mijlocul nostru? Cu ce e diferit de copiii noștri, de ceilalți copii, de ceilalți oameni? Domnul Iisus Hristos a trăit o viață liniștită și normală, dar atenție, în tot acel timp, știindu-și scopul și soarta. Îți poți închipui să trăiești 33 de ani, mergând la culcare în fiecare seară și sculându-te în fiecare dimineață, știind că îți vei da viața, că vei fi batjocorit, chinuit, torturat și ucis și că vei lua în spatele tău povara tuturor păcatelor care au fost comise în istorie și le vei purta la calvar și îți va fi turmentat nu numai trupul, ci sufletul de povara acestor păcate. Am citit un documentar pe tema celor care sunt condamnați la moarte. Numai oamenii sunt diferiți și reacționează diferit. Unii stau ani mulți, chiar 10 ani, pe platforma aceasta a condamnării la moarte. Pentru că se încearcă salvarea lor prin tot felul de demersuri legale. Și există o scânteie de speranță că vor scăpa, că cineva va da o lege, că se va aboli pedeapsa cu moarte. Pedeapsa cu moarte este un subiect chiar teologic extrem de complicat. Nu e așa generic, n-ar trebui să credem că cineva trebuie să fie omorât, pentru că atâta vreme cât respiră, are șanse la mântuire, indiferent cât de jos ar fi ajuns. Dar din când în când vedem câte o crimă atât de odioasă sau câte o ființă atât de irecuperabilă, ni se pare, comite niște crime atât de oribile încât aproape că ne vine să credem în pedeapsa cu moarte. Este un subiect foarte delicat, foarte controversat. Însă în documentarul acesta se spunea că ziua când ireversibil e hotărâtă moartea acestor oameni, este mai ușoară decât toate celelalte zile de așteptare. De la momentul rostirii sentinței și până în ziua executării, condamnării, zilele acelea sunt mai grele, sunt o tortură mai mare decât execuția în sine. Anticiparea. Ori, Domnul Iisus Hristos, dacă veți urmări viața lui pământească în Evanghelie, veți vedea că există o expresie cod a acestei anticipări, care se traduce, nu mi-a sosit încă ceasul. Și acum, în ultima fază, mi-a sosit sau a sosit ceasul. Dacă vă uitați la Luca 12 cu 14, Ioan 12 cu 23, 13 cu 1, 16 cu 21, 17 cu 1, toate textele din Evanghelia după Ioan, pe măsură ce se aglomerează evenimentele în partea crucii, a jertfei,
Pentru că Evanghelia după Ioan, la un moment dat, începe să aglomereze, poate jumătate din Evanghelie se concentrează către evenimentele premergătoare crucii. Și Domnul Iisus Hristos rostește din nou și din nou aici, a sosit ceasul, a sosit ceasul. Dar în Ioan 2:3, chiar la începutul lucrării sale misionare, atunci când mama sa a venit și este providențial că prima minune a fost transformarea apei în vin, când s-a dus și a spus, nu mai au vin, Domnul Iisus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Asta înseamnă că viața Domnului Iisus Hristos a parcurs moment cu moment, zi cu zi, către ceasul acela. Iată de ce în Ioan 11, cu 33 și 38, sunt două înfiorări ale Domnului Iisus Hristos. Rog să observați Ioan 11, cu 33, dacă se poate afișa. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Momentul morții și învierii lui Lazar este de fapt resortul care declanșează în viața Domnului Iisus Hristos conștiința că a sosit ceasul. Pentru că atunci, la învierea lui Lazar, farisei au spus, trebuie să-l omorâm. E hotărât lucru. Nu mai avem nevoie, nu mai trebuie să-l prindem cu vorba, nu ne mai interesează ce motive invocăm. Omul ăsta trebuie să moară, pentru că agravează lucrurile între noi și romani. Ne vor nimici să moară un om pentru tot poporul. Și apoi Ioan 11 cu 38. Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. De fapt, când s-a dus acolo, a anticipat, a văzut, nu peste multă vreme, propriul său mormânt. Dragii mei, asta este agonia anticipării, agonia anticipării, pe care a simțit-o Domnul Iisus Hristos o viață întreagă, aici pe pământ, dar mai ales în ultima etapă, când a sosit ceasul, de la un moment la altul, îl vedem preocupat să se împlinească toate profețiile. Știe tot ce are de făcut. Vorbeam mai devreme de sute de profeții vechi testamentale. Este foarte clar că Domnul Iisus Hristos, sau cu El s-au împlinit foarte multe profeții, care a depins de alți oameni și care dovedesc preștiința lui Dumnezeu. Dar au fost și profeții pe care Domnul Iisus Hristos le-a împlinit El însuși. Că așa îi spunea și lui Ioan la Iordan, lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Agonia anticipării. În al doilea rând, agonia ascultării. Ascultarea în sine este o agonie. Să știți că inclusiv atunci când ne predăm în limbajul părinților noștri, momentul întoarcerii la Dumnezeu se numea predare. În engleză e surrender. Știți că predarea este o agonie extraordinară pe care o experimentează un om atunci când se predă. Atunci când capitulează. Știți că în ziua cincizecimii, atunci când oamenii au venit la apostol și au spus, fraților, ce să facem? Biblia spune că au rămas străpunși în inimă. Gândiți-vă, vă rog frumos, la momentul acela când
Practic, Petru îi numește criminali. Agonia aceea îi face să se predea, să capituleze în fața iubirii lui Dumnezeu, în fața jertfei Domnului Iisus Hristos pe care l-au răstignit. Dar ascultarea întotdeauna înseamnă agonie și Domnul Iisus Hristos atunci când se roagă în Ghețimani, v-am mai spus lucrul ăsta, îl repet doar telegrafic, știți că agonia lui din Ghețimani a descoperit trei lucruri cu privire la el. Mai întâi a descoperit umanitatea lui, pentru că primul lucru care a fost contestat și a fost prima mare erezie în biserica primară, a fost contestarea umanității lui. De aceea, duhurile care veneau și dădeau învățături poporului, trebuiau să fie fundamentate pe învățătura că Iisus Hristos a venit în trup, că a fost om. Toată teologia noastră este praf și pulbere fără acest adevăr de căpătâi. Că Iisus a fost 100% om. Ori când s-a înfiorat, când s-a înspăimântat, a fost o dovadă a umanității sale. Da, acolo în înfiorarea, în spaima, în teroarea pe care a experimentat-o în Ghețimani, a văzut cuiele, a văzut spinii, a văzut crucea, a văzut bătăile, a văzut rănile. Și a văzut și moartea fizică. Și în umanitatea lui a simțit tot ce simțim noi atunci când vine pericolul. Și ne pune în pericol viața sau ne amenință viața. Dar în al doilea rând a fost o dovadă a divinității sale, pentru că fiind Dumnezeu era desăvârșit și se pretindea să bea paharul nelegiuirilor, a păcatelor, a scârboșenilor din lumea asta. S-a încărcat cu toate. Dacă nu i-ar fi fost scârbă de paharul acela, dacă nu s-ar fi strâmbat în fața acelui pahar, n-ar fi fost Dumnezeu. Că Biblia spune că Dumnezeu este despărțit de păcătoși. Când Domnul Iisus Hristos a arătat rezerve în fața paharului, a demonstrat că este perfect, că e desăvârșit, că este sfânt, cum numai Dumnezeu putea să fie, și a dovedit divinitatea lui. Dar în al treilea rând, a dovedit unicitatea sa. Asta este una dintre marile dezbateri ale religiilor. Să crezi că un om e și Dumnezeu și că e singura cale de mântuire, singura cale către rai. Dar când Domnul Iisus a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Pentru că ție toate lucrurile sunt cu putință. Răspunsul care trebuia să se audă acolo în Ghețimani era, nu există o altă cale. Dacă nu mor tu, moartea nimănui nu poate acoperi păcatele lor. Dacă nu mor tu, vor merge pentru eternitate în focul veșnic. Întreaga omenire este pierdută iremediabil. Dacă nu mor tu, nu putea să-l înlocuiască Dumnezeu cu toți îngerii, sfinții îngerii. Dumnezeu nu-l putea înlocui pe Domnul Iisus Hristos decât cu noi, cu toți, pentru eternitate. Atât. Pentru că răscumpărarea lor nu se va face niciodată, spune psalmistul. Așa de mare este prețul. Singurii care îl puteau înlocui pe Hristos eram noi toți, toți oamenii care au trăit vreodată în istorie, mai mult sau mai puțin buni, mai mult sau mai puțin cum se cade, arzând o eternitate
fără sfârșit în focul veșnic. Era singura alternativă morții lui Hristos. Și pentru că tocmai de aceea a venit Domnul Iisus Hristos, ca să nu fim toți prăpădiți pentru totdeauna, a demonstrat în Ghețimani că este unica șansă. Și acum, tot acest moment al agoniei, ascultării, că este o mare agonie, se concentrează în Filipeni 2, de la versetul 6 la 12. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Foarte interesant, aici toate verbele sunt la persoana întâi, a luat, s-a făcut. De-aia a spus, nimeni nu mi-a viața, eu mi-o dau. Făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, preiubiților, după modelul ascultării, pentru că Domnul Iisus Hristos de aceea a trăit 33 de ani pe pământ. Pentru că n-a venit doar cu scopul să ne mântuiască, ci să ne ofere modelul de viață ca rezultat al mântuirii. După cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Vă vorbeam duminicile trecute despre primirea mântuirii, păstrarea mântuirii și perpetuarea mântuirii. Primirea mântuirii este cel mai ușor lucru posibil. Prin credința din inimă și mărturisirea cu gura se capătă mântuirea. Dar ca să-ți duci mântuirea până la capăt, care este capătul? Perpetuarea mântuirii în eternitate. Mântuirea finală a trupului din moarte, după ce sufletele ne-au fost deja mântuite. Înfierea trupului, răscumpărarea trupului, despre care vorbește Pavel în Roman, capitolul 8. Dragii mei, segmentul acesta între cele două momente, primirea mântuirii și perpetuarea mântuirii, care sunt, din punct de vedere al timpului, neglijabile. De ce? Pentru că primirea mântuirii se face prin faptul că ai ridicat mâna și ai spus, cred în Iisus Hristos. Cât stă un candidat în baptistie? Un minut? Cu tot cu cântări. Iar perpetuarea mântuirii este o clipeală din ochi. Dar ducerea mântuirii până la capăt, păstrarea mântuirii, înseamnă o viață continuă de ascultare, de supunere. Și în Evrei 5:7, că ascultarea, vedeți, ascultarea, noi am vrea să fim ascultători atunci când Dumnezeu ne spune să facem ce ne place. Spune la un copil să facă ce îi place. Du-te, dragă, și joacă-te. Păi nici n-a pus să termin propoziția că strântește ușa. Când îi spui cuiva să facă ce-i place, e ușor să asculte. Dar ascultați, Evrei 5:7, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, păi și noi suntem copiii lui Dumnezeu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.
arată-mi ascultarea ta atunci când Dumnezeu spune trebuie să intri în cuptor pentru mine. Vă aduceți aminte de cei trei tineri care au spus, împărate, noi avem un Dumnezeu care poate să ne scape, dar și dacă nu ne scapă, intrăm în cuptor pentru El. Și ascultați, pentru că ei au intrat în cuptor pentru El, El a intrat în cuptor cu ei. Slăvit să fie Domnul! Să nu-ți fie niciodată frică de cuptorul în care ești și intri cu Dumnezeu de mână. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit prin suferință, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Vreau să închei ca să trecem la actul cinei. A treia agonie este agonia avertizării. În mijlocul patimilor sale, în mijlocul tormentului, a torturii psihice, spirituale pe care o experimentează Mântuitorul, el mai are o agonie. Dacă citiți rugăciunea din Ioan 17, oricât de elegantă vi s-ar părea, oricât de perfectă vi s-ar părea, mai citiți-o odată. Rugăciunea din Ioan 17 este un strigă de agonie. Tată, păzește-i, eu plec, ei rămân în lume, Tată, cei ce mi-ai dat, să fie una ca să vadă. Este o repetiție constantă a agoniei, avertizării celor care îl vor primi, să fie veghetori, să fie atenți. Ia pe ucenici, probabil noi credem, ce se făcea fără ucenici? Păi ce să facă fără ucenici? Că i-a luat somnul, au adormit. I-a luat să vegheze nu pentru el, ci pentru ei. Și le-a spus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Îi spunea lui Petru, Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat ca să nu se piardă credința ta. Este agonia avertizării. Vezi, de foarte multe ori, când vorbim, oamenii ne interpretează greșit, au impresia că strigăm. Că suntem prea pasionali, că suntem prea emotivi. Păi da, păi da, pentru că vedem prea mulți oameni dărâmați de cel rău, de păcat, de necredință. Cad în încercări, cad în ispite. Și agonia și disperarea avertizării ne face să vă spunem cuvinte apăsate, avertismente apăsate. Pentru ca să fim biruitori și să n-aibă Satana niciun câștig de la noi. Așa că la această cină, haideți să ne aducem aminte de agoniile Mântuitorului din Ghețimani și mai ales de agonia aceasta avertizării. Ne-a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Ne ridicăm în picioare, slăvim pe Domnul printr-o cântare cu slujitorii bisericii, mergem la masa de împărtășire.